Stimați reprezentanți mass-media, stimați concetățeni, astăzi este o zi istorică pentru Republica Moldova, de mâine începem o nouă filă în istoria modernă. Astăzi am votat pentru viitorul țării noastre. Eu sunt ferm convins că Moldova are viitor. Moldova va fi o țară integră, independentă, suverană. Am votat pentru viitorul copiilor noștri, a tuturor, în această țară. Am votat împotriva celor care au fost la guvernare ultimii 7 ani. Am votat împotriva oligarhilor, am votat împotriva celor care vor să distrugă Republica Moldova, vor să distrugă statalitatea țării noastre.